De-a lungul timpului, Dacia a evoluat dintr-o marcă națională într-una care stârnea la începutul anilor 2000 un curent internațional foarte puternic. Istoria Dacia începe de la mijlocul anilor 60, atunci când regimul comunist din Republica Socialistă Română a decis construcția unei mașini care să răspundă necesităților tuturor românilor, ceea ce înseamnă lansarea unei mașini naționale. De altfel, într-o economie planificată și controlată în totalitate de stat, lucrările păreau destul de simple. Astfel, în 1966 a început construcția uzinei de la Mioveni, sub numele Uzina de Autoturisme Pitești, nume regăsit mult timp pe modelele Dacia. Dacia a fost gândită însă de la început ca un concept care trebuia să se încadreze în tiparele comuniste, deci să nu fie un model prea pretențios, dar care să fie modern și să răspundă nevoilor populației de atunci. Însă, conceperea unei mașini de concepție 100% românească ar fi necesitat o investiție mult prea mare pentru momentul respectiv, iar riscurile puteau crește semnificativ, motiv pentru care a fost aleasă varianta colaborării cu unul dintre marii producători auto de atunci. Mașina națională Dacia a împlinit 45 de ani de existență, modelul a început cu celebra 1100, după care a continuat cu modelul 1300 și au venit apoi versiunile ulterioare. Se vorbea la un moment dat de Dacia 1301, care ar fi fost destinată șefilor de partid pentru că ar fi avut niște elemente de lux, cum ar fi brichetă, centură de siguranță sau chiar cotieră plus acel radio Lira vechi pe care probabil unul dintre dumneavoastră vi-l aduceți aminte. E bine, din păcate, Dacii vechi nu prea se mai găsesc pe drumurile sălăjene și în general pe drumurile din România, pentru că astfel de mașini au fost înlocuite cu adevărați bolizi, mărci foarte scumpe, considerate mașini de lux, chiar dacă noi ne considerăm ca fiind o țară nu tocmai bogată, cu foarte multe probleme, dar atunci când vorbim de capitolul mașini, ne place să avem cu ce să ne lăudăm.